Fostul premier și președinte al PSD, Adrian Năstase, a comentat decizia coaliției de guvernare de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale. El afirmă că liderii PSD și PNL au venit nepregătiți, fără a prezenta un calendar clar al tuturor alegerilor. Năstase consideră că s-a format o coaliție a binelui, care se opune unei coaliții a răului reprezentată de partidele extremiste. În opinia fostului premier, această mișcare este o tactică. Deocamdată avem doar decizii referitoare la alegerile din iunie. PSD are nevoie de un partener valid, iar PNL trebuie să iasă în condiții convenabile din alegerile europarlamentare. În contextul unei anumite crize de timp, cei doi parteneri au venit nepregătiți până la capăt. De aceea nu am aflat prea multe despre alegerile prezidențiale sau parlamentare și nici despre calendarul pe întregul an. Adrian Năstase subliniază că s-au format alianțe între partidele de centru, care se opun partidelor de extremă. Această acțiune susține democrația reprezentativă și rolul Parlamentului European, în contrast cu o democrație directă caracterizată tot mai mult de discuții în stradă și manifestări.